factor de risc și, în mod particular, cancerul de sân este primul dintre cele 5 cancere cele mai frecvente la maturitate. De ce e important să facem profilaxie? Știm că dacă diagnosticăm acest cancer în stadii incipiente, putem să-l tratăm bine, putem să obținem supraviețuire bună, putem să obținem o calitate a vieții bună a pacientelor noastre, putem multe situații să conservăm, să nu putem, cu alte cuvinte, să facem o medicină diferentă, asemenea în care ne aflăm. De altă parte, boala asta de avansată conduce la multă suferință, evoluția bolii poate să ne avem cu metastaze diverse, care, dincolo de un tratament, trebuie o suferință, dar înseamnă și înseamnă suferință socială, e o avalanșă care după viață.